Cred că binele nu poate fi definit foarte bine, dacă e strict să vorbesc sociologic sau antropologic. Cel mai ușor ar fi să luăm un dex și să zicem, ok, asta înseamnă a face bine. Cred că a face bine, a dărui bine, înseamnă să-i faci pe ceilalți să se simtă bine, să-i ajuți pe ceilalți, să-i faci să fie mai sus decât sunt și în același timp să te ajuți pe tine. Practic asta înseamnă pentru mine binele. Chiar nu știu ce este binele. Pot să spun ce e binele din punctul meu de vedere, pentru că de multe ori binele unora dintre noi nu seamănă cu binele altora. În cazul ăsta particular, binele e să te deschizi, să încerci să vezi că există oameni care fac eforturi pentru a le fi lor mai bine, dar pentru a le fi mai bine și semenilor. E o regulă care s-a dovedit, funcționează în foarte multe spații civilizate. A face un bine pentru cineva înseamnă să faci ceva bine pentru tine. Și nu e neapărat nevoie să te gândești la vreo formă de mulțumire divină pentru binele pe care îl faci, ci la ceva extrem de practic. Atunci când ajuți să se întâmple ceva bine în proximitatea ta, beneficiezi în mod direct de binele ăla. Prin urmare, cred că din când în când o definiție foarte pragmatică a binelui e extrem de folositoare. Binele e acel lucru pe care nu-l primești nici când mergi la cel mai scump restaurant din București, nici când te plimbi cu cea mai scumpă mașină și nici atunci când te întâlnești cu cea mai frumoasă femeie din România. Binele e lucru pe care atunci când îl faci, ți se încălzește inima și adormi fericit. Binele e... habar n-am ce este binele, adică binele poate să fie ceea ce fac eu altcuiva. Și în momentul în care nu-i fac rău și nu-i încalc drepturile, limitele, poate să fie ceea ce percep eu că mi se face sau că mi se cuvine, adică acele lucruri care mă fac ori să am emoții pozitive, ori să nu am emoții negative. Binele poate să fie un bine al corpului în care este absența bolii sau acceptarea faptului că sunt cum sunt. Binele poate să fie un concept care spune ceva despre corectitudine și adevăr și despre frumos și atunci suntem în plin kalo kagatos. Binele poate să fie un lucru care poate fi tranzacționat și care poate să aibă o valoare. Binele poate să fie un lucru care poate să fie demonetizat, poate să fie minimalizat sau bagatelizat și multe altele, dacă este să-mi treacă prin cap.